Joi 15 februarie, fanii handbalului sucevean sunt așteptați de la ora 18 în sala liceului cu program sportiv Suceava, unde se va disputa meciul de handbal dintre CSU Suceava și Dinamo București, cea din urmă campioana României. Antrenorul secund al sucevenilor, Iulian Andrei, a declarat că speră ca publicul să vină în număr mare la meci pentru a ajuta echipa să obțină victoria. Întâlnim campioana, ultima ediție de campionat, un meci greu, dar în același timp eu cred că va fi un meci frumos. Sper să continuăm pe aceeași linie, venim după o victorie de moral la Iași, 3 puncte foarte importante. Cum spunea și Gabi, și ultimul meci de acasă cu Timișoara n-a fost un meci rău, puțin ne-a lipsit ca să luăm niște puncte din acel meci. Sper ca sala să fie din nou plină și să ne susțină. Avem foarte mare nevoie de ei și sper să îi bucurăm de data aceasta cu un rezultat bun împotriva unei echipe foarte bune, cu jucători consacrați și cu multă experiență în campionate puternice. E adevărat că nu vin după niște rezultate bune. Este totuși Dinamo și la ei egalul este văzut ca o înfrângere. Eu sper ca nici joi aici la noi acasă să nu le dăm motive de satisfacție după încheierea partidei. Jucătorul Gabriel Burlacu a ținut să mulțumească suporterilor ce i-au însoțit la Iași, după care a declarat că își dorește ca echipa să țină trendul bun de care se bucură cu meciuri câștigate. Pe această cale vreau să mulțumim suporterilor care ne-au însoțit la Iași, care ne-au ajutat, zic eu, să obținem victoria. Ceea ce privește meciul de joi cu Dinamo, întâlnim campioana României, o echipă cu un lot foarte valoros de jucători, dar din păcate în ultima perioadă am văzut că nu prea au reușit rezultate bune și meciul de duminică cu Constanța a revenit Constantin de la 8 sau 9 goluri, nu știu cât avea la un moment dat Dinamo. S-au făcut multe schimbări în echipa lor, dar totuși rămân foarte periculoși că campioana României și lotul de jucători, valoarea individuală a fiecăruia, zic eu, e cea mai bună din campionat. Ne așteaptă un meci dificil, dar sperăm să facem un meci bun, să continuăm pe această linie cu meciuri destul de bune. Am avut meciul de la Timișoara, cu Timișoara de acasă, a doua repriză de la CSM, victoria de la Iași și trebuie să ținem această linie ca să ne îndeplinim obiectivele cât mai repede. După 18 etape, CSU Suceava ocupă locul 11 cu 16 puncte.